bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi. Încercăm să facem o, o seară mai deosebită și în ideea că astăzi este ziua culturii naționale, o sărbătoare care se marchează, coincide cu ziua lui, lui Mihai Eminescu. Da, vreau să vă spun că am început bine seara, în sensul că am uitat să dau telefonul pe, pe silențios și ca paradoxul, știți, din legile lui Marfi, în momentul când uiți asta, sigur sună telefonul pe sonor ca să, ca să și vezi acest, acest, lucru. Începem, să zicem așa, dezbaterea știrilor de astăzi cu o știre care nu ne mulțumește foarte multă lume, de fapt, pe unii cred că e chiar i-a disperat, E vorba, de, e vorba de cei care au credite în valută. Vreau să vă spun că astăzi s-a întâmplat un lucru, practic toate valutele au sărit în aer, dar cel mai rău a fost francul elvețian și câteva sute de gorjeni au credite în au credite în francul elvețian și Credeți-mă, unii au dat în judecată, sunt foarte multe procese la tribunalul Gor sau la judecătorie, dar trebuie să vă spun că unii care plăteau, să spunem, la momentul când au luat creditul respectiv, un 10-15 milioane de lei vechi, prin 2007, au ajuns acum să plătească peste 30 de milioane aceeași rată. Deci este enorm, și gândiți-vă că poate nu au nici locuri de muncă. Efectiv, unii riscă să rămână în. să rămână în câmp, să piardă și casa cu sumele de la au plătit și nici nu pot să achite aceste datorii enorme. Deci, mai exact, la acest moment, francul elvețian, deci dacă ieri, deci cu 24 de ore în urmă, era 3,74, 3,74 de bani, astăzi cursul oficial este la 4.32, dar vreau să vă spun, știți cum e la bănci, cursul e mult mai mare și în piață băncile au afișat astăzi după amiază cursuri de până la 6 lei pe francul elvețian. Un dezastru efectiv. Dar la cursul de 4.32, practic cei care au un, să zicem, un, o rată de 500 de franci elvețieni pe lună, pun în plus 700 800 de lei. Deci asta înseamnă un salariu minim pe economie. Enorm, a spune eu. Și veștile nu sunt foarte bune nici pentru cei cu euro, pentru că și euro după ce acum o săptămână, două, înainte de sărbători, erau la un curs, euro era la un curs istoric în sensul, în, în sensul pozitiv, deci coborâse, și era constant de vreo câteva luni bune, 90 luni, acum s-a dus peste 4,50, cel mai mare curs din ultimile 10 luni. Nu știu de ce, apropo de Muguri Sărescu și Banca Națională, dar nu credeți că această, această prăbușire, bine, asta e și pe plan european, dar nu credeți că la noi în România se mai întâmplă și dintr-un alt motiv? Gândiți-vă că a coborât litru de benzină de motorină sub 5 lei și acum cu siguranță nu va mai uh, se stopează pentru că a crescut cursul euro sau la ce ne raportăm noi, dar la euro ne raportăm deci cred că și ăsta este un motiv, deci e, parcă se leagă cele două evenimente numai că avem uh, problema e mult mai mare cu creditele decât uh, ar vrea unii să o recunoască de la lună la lună cresc restanțele românilor la aceste credite, și nu mă refer doar, le, doar cele în franci, la toate, inclusiv în lei. Românii plătesc tot mai greu datoriile la bănci și tare mi-e frică că lucrurile vor evolua și mai rău în perioada următoare, având în vedere ce se prefigurează pe, pe tărâm economic în următoarea perioadă. Vreau să vă spun că probabil ați văzut și pe canalele centrale. Președintele Claus Iohannis se află la Bruxelles, unde a avut întâlniri oficiale cu conducătorii acestor instituții, e vorba cu Juncker, cu, deci, apoi cu Donald Tusk sau Tusk, și bineînțeles cu alții oficiali de la de la Bruxelles. și vreau să vă spun că mi-a atras uh, mi-a atras, mi atras atenția o declarație care dacă traducerea este bună a ziariștilor noștri noastre agenților noștri de, noastre de presă domn președinte a luat-o pe arătură uh, știți că doar acum vreo două săptămâni, când a fost foarte criticat că vrea să. a spus că va milita ca să retragă MCV-ul, ăsta este mecanismul de cooperare și verificare pe justiție, bine, a fost turtit, urât de Monica Macovei, cea care îl sprijinise în campania electorală. Mie mi s-a părut că președintele știe ce vorbește și că se va merge pe această direcție de ridicare a MCV-ului. Eh, vreau să vă spun că astăzi, la conferința de presă pe care au dat-o toate televiziunile la Bruxelles, ce, uh, uh, și nu e vorba de traducere, cum spuneam mai devreme, pentru că a fost declarație în limba română, a spus că în timpul mandatelor noastre, adică ale lui uh, Juncker și al lui Iohannis, uh, fin vom finaliza mecanismul de cooperare și verificare. Auleu deci, mandatul prezidențial are 5 ani, dacă nu are alte intenții președintele în funcție. E, dacă vom aștepta 5 ani ca să scăpăm de MCV, avem o mare, o mare, o mare problemă. Ca să nu mai spun de faptul că. Bine, n-am prea priceput, apropo de, de comunicare, cred că suntem în situații diametral opuse. Pe de o parte, președintele Claus Iohannis comunică extrem de greu, extrem de lapidar, stilul german, dar parcă am vrea mai multe amănunte. În timp ce, ca o comparație, fostul sau adversar din campanie electorală, premierul Ponta comunică mult și prost, deci e și asta o problemă, sau cel puțin așa au spus cei de pe Facebook, mă refer la votul din 16 noiembrie apropo de Claus Iohannis cred că ar trebui să ne lămurească mai mult ce vrea cum vrea pentru că astăzi de cel puțin am văzut și o conferință aceea de presă organizată împreună cu liderul european și cu Corina Crețu comisarul nostru european care au fost da am venit am văzut m-am întâlnit toată lumea e de acord cu mine și va fi de bine cred că ar trebui să fim puțin mai concreți mai ales că Iohannis uh, a avut un mandat uh, destul de clar la Bruxelles, printre care este acel spațiu Schengen, aderarea la spațiu Schengen, uh, exact cum am spus MCV-ul, bugetul de apărare uh, care să crească încă din acest an cu 0,3% dacă ni se dă voie să mărim deficitul, și, bineînțeles, eventuala aderare la zona euro, care a trebuit să se facă în 2019. Deci, efectiv, la sfârșitul mandatului prezidențial actual. Acestea fiind spuse, credeți că am aflat ceva? Nu. Va rămâne să vedem ce se va întâmpla și pentru că primeam aseară un mesaj care a intrat din nou foarte târziu și n-am putut să-l citesc în emisiune, o să vă răspund la... o să răspund telespectatorului îmi spunea un domn care îmi scria pe un SMS că vizita ajunctului secretarului de stat american, Victoria Newland și întâlnirile care le-a avut inclusiv cu Joana, cu Ponta, cu Iohannis, cu toți oamenii noștri politici, ar trebui descifrată, mai ales după ce au apărut declarațiile lui Mircea Joana, că vezi, doamne, americanii încurajează o schimbare de guvern, ar trebui citită în următorul fel. În următoarele două săptămâni, trei săptămâni, urmând să vedem dacă capătă consistență proiectul lui Joana, ar fi fost acceptat de american sau nu, și tot așa, și altfel să vedem cui și-au dat binecuvântare. Nu cred, deci mărturisesc telespectatorului că nu, și dumneavoastră nu cred că se întâmplă așa, dar semnalul este foarte clar și semnalul cred că este legat de lupta anti Dar, apropo de președinte, cred că ar trebui să fie puțin mai clar în ce ne în ce ne privește, că nu înțelegem foarte, foarte multe. De exemplu, ce înțelegeți dumneavoastră din Eu știu că sunt protocolare frazele, dar uitați mi una din ele. europenizarea României. am discutat de MCV, am căzut de acord că mai sunt așa, vom finaliza această procedură, cum spuneam, în mandatele noastre, să fim membri în nucleul Uniunii, chestii generale care oricum se fac protocolar. Deci, cred că, apropo, de la, mai ales că e, președintele este mult mai riguros în, în ce face față de alți oameni politici, are un alt tip de. te-ai fi așteptat să zăduiești, domne, mi-am propus împreună cu maestrul Juncker să, să ne înțelegem. Deci, 2017, 2016, 2015, 2019, diverse lucruri mult mai concret. Dar vor veni și aceste lucruri pentru că acum au fost niște întâlniri mai mult protocolare, în sensul să se vadă, să se cunoască, urmând să vedem după aceea ce, ce și cum. Tot la capitolul știr, să știți că lucrurile evoluează una dintre cele mai interesante situații este, este cea legată de ce se întâmplă la nivel, la nivel politic și anume ce se întâmplă cu diverse persoane. De exemplu, Marian Vanghelie, cel care e mai nou acum face și pregătește, să zicem, debarcarea guvernului, este anchetat de DNA pentru evaziune. Acum să vă spun la ce bănet are Marian Vanghelie dintr un salariu de primar de sectorul 5. Nu cred Gândiți-vă că el nu poate justifica, împreună cu soția sa actuală, deputatul Oana Mizil, au o problemă de a justifica vreo 300.000 de euro doar în ultimul an. Deci gândiți-vă gândiți-vă despre ce vorbim, despre ce milioane, apropo de săracii politicienii, politicieni români. Uh, mai aflăm pe surse o știre, Lia Olguța Vasilescu se retrage, sau cel puțin așa anunță unii pe surse, nu știm de unde se retrage, dar mă îndoiesc că e o știre adevărată, să știți că e un primar, deci ca primar cel puțin, ați văzut Craiova, nu cred că sunt probleme de acest, de acest gen. Spuneam că astăzi este ziua culturii naționale. Mi-am propus să vorbim puțin de istoria națională, mai ales că am în față un interviu acordat de profesorul Ioan Scurtu, fost președinte al Societății științe Istorice din România, a fost consilier prezidențial. Am avut onoarea să-i fiu student cu, cu mulți ani în urmă. Ioan Scurtu vine cu multe, să spunem așa, lucruri foarte interesante în un interviu a apărut într-o revistă, România Eroică se numește revista, și interviul a fost realizat de colonelul în rezervă Dumitru Roman, un nume cunoscut în branșa ziariștilor militari de data aceasta. Uh, sunt multe lucruri pe care îl întreabă, unele o să cităm din ele, sunt însă unele care stârnesc polemică și astă seară de ziua culturii naționale, o veritabilă zi națională, uh, sinonimă cu ziua națională, dar mă refer că e pentru cultură, e totuși ziua lui Mihai Eminescu, poetul nepereche al românilor. Uh, Spuneam că el răspunde la o întrebare pusă foarte interesant. O să vă citesc tot răspunsul și o să-l comentăm, pentru că sunt lucruri foarte interesante. Și de aici aș vrea să pornesc discuția din această seară despre istoria noastră națională, despre cultura noastră națională, pentru că nu suntem mai prejos, chiar dacă se cultivă în ultimii, să zicem așa, ultimii 20 de ani. Uh, suntem ultimii din Europa, suntem, bine, ca o antiteză, la, uh, avem două mari tendințe istoriografice, pe de o parte, suntem buricul pământului, noi suntem înainte de și de da, și de romani, și de nu știu ce, uh, și tendința cealaltă în care avem o istorie periferică, n-am fost niciodată în centru evenimentelor și multă demitizarea marca Lucian Boia, care practic, schimbă o întreagă istorie națională. Să știți că și francezii ar putea să facă o demitizare, nu o fac, pa din contră, creează mituri permanent în istoria lor, americanii fac la fel, de ce ar trebui să facem noi altfel? O să vorbim despre asta, mai ales că, să spunem, vorbesc cu telespectatori care au făcut, mulți dintre ei au făcut școala cu ani în urmă, când încă istoria națională avea un loc mult mai important în planul de învățământ. Acum istoria este o cenușăreasă, maxim o oră pe săptămână, are ori două, și cu siguranță la liceu a rămas o oră la majoritatea profilelor. Spune cel care ia interviul profesorului scurtul, întreabă așa: Domnule profesor, ce rol mai joacă astăzi istoria în educarea tinei generații? Mai este istoria acel magister Vite de care vorbeau înaintașii? și? Cum priviți încercările unora de denigrare a trecutului românilor, de așa zisă demitizare a istoriei? Aceasta era întrebarea și iată răspunsul domnului profesor Ioan Scurtu. După 1989 s-a dezvoltat în România un foarte puternic și agresiv curent antinațional, promovat de o seamă de intelectual de o valoare cu totul relativă. Ei se laudă între ei se socotez mai ani învățați, mari savanți, care, după opinia mea, sunt mituiți ca să aibă o asemenea atitudine să susțină, spre exemplu, că istoria românilor este o succesiune de mituri că ea nu are nimic pozitiv și demn de valorificat, că istoricii, chiar dacă este vorba de Xenopol, de eu, au mitizat istoria, au creat personalități și episoade pozitive, când, în realitate, românii au fost un popor în bătaia vântului, la periferia istoriei și așa mai departe. Acest curent a reușit să-și impună punctul de vedere și în privința manualelor școlare, astfel încât s-a ajuns în prezent ca istoria să aibă doar o oră pe săptămână în liceu. De câțiva ani, istoria românilor este desfințată ca obiect de studiu în liceu. Lumea reproșează tineretului că nu cunoaște istoria, dar dacă acești tineri din școală nu sunt învățați, evident că nu se poate pretinde să cunoască trecutul acestui neam. Spune profesorul, de, profesorul Ioan Scurtu. Punctul meu de vedere este că acești intelectuali sunt plătiți, pentru că altfel nu se poate explica faptul că o carte de duzină, care nu se bazează pe niciun fel de documente, cum este cartea lui Lucian Boia, Istorie și Mit în Conștiința Românească, a fost tradusă în diverse limbi străine, lăudată, circulată și scoasă în nu știu câte ediții, în timp ce replica pe care academicianul Ioan Aurel Pop, istoria adevărului și miturile, care este o replică substanțială mai masivă din punct de vedere al numărului de pagini, chiar decât cartea lui Boia, nu s-a bucurat de aceeași popularizare, deși Iona Aurel Pop analizează pagină cu pagină aberațiile promovate de Boia în cartea lui. Dar, încă o dată spun, acei câțiva intelectual care se declară exponența ai societății civile caută prin mas media să-și impună punctul de vedere, iar românii, care sunt puțin doritori să se documenteze, iau de bune spusele lor. Tot profesorul Scurtu mai remarcă, alături de Lucian Boia se află Neagu Giuvara, care, deși nu este istoric, se prezintă ca istoric, permițându-și tot felul de elucubrații, care mai de care mai fantasmagorice, pe care editura Humanitas, fosta editura politică, le promovează cu dezvoltură. Pentru cine nu se știe, Editura politică era la vremea respectivă cea mai bine dotată din punct de vedere tehnic, avea rezerve valutare pentru că tipărea operele lui Ceaușescu în limbi de circulație internațională. Ea a fost dăruită de ministrul culturii, Pleșu, amicului său, Liceanu, fără niciun ban. S-a și publicat textul prin care se încredințează editura domnului Lician, cei doi fiind, nu-i așa, dizidenți, cum se susține în jurnalul de la Păltiniși. Dar despre asta poate vom mai avea prilejul să discutăm. Și mai citez o frază din, din interviul lui, Ian Scurtu. Recent am fost la o emisiune în legătură cu o carte despre Veturia Goga, supranumită privighetoarea lui Hitler, în ghilimele. Niște aberați. Or, această carte a fost prezentată și la televiziune, și la radio, și în numeroase ziare, ca fiind o mare descoperire. Iată, soția primului ministru, Octavian Goga, poetul național, era spioană când cu Hitler, când cu sovieticii, când cu Carol al II-lea, când cu Gheorghiu Deș. Ce mai? O depravată, o persoană de cea mai joasă speță. Minciune ordinare, promovate de societatea civilă. Uh, știu că ce spune... Ce spune profesorul Scurtu o să vi se pară poate la cei care uh, urmăriți cât de cât uh, fenomenul, urmăriți și presa, dar și istoria națională sau ce se mai stie în istoriografie, vi se poate părea șocant, dar să știți că are dreptate. Și mai ales în ce privește partea de istorie. Lucian Boia, pe care l-am avut și pe dânsul profesor uh, la cursul de istoriografie generală și am avut și cursuri speciale cu dânsul. Lucian Boia merge pe o variantă care să șocheze și în același timp nu sunt, nu se să vedeți niciodată trimiteri biografice uriașe. Chiar dacă, atenție, este, sau pe vremea generațiilor noastre, era profesor de historiografie. Lucian Boia în aceste cărți efectiv, nu că demitizează istoria, ne spune că n-a fost așa. Vă dau câteva exemple pe care probabil și dumneavoastră le știți că ați parcurs învățământul obligatoriu în anii dinainte, mă refer acum la generațiile mai în vârstă și bineînțeles la cei care le parcurg acum. Demitizarea istoriei înseamnă și una dintre ideile cele mai uzitate este să demolăm chestia de unitate națională. Și anume, bine, pe fondul în care în anii 80 statul comunist a încercat să ne găsească încă de pe vremea lui Burebista filoane de centralism în care toată zona aceasta a fost sub o singură conducere, o aberație, cum la fel a fost și varianta cu și este și acum încă mai funcționează acea aulă academică Zalmoxi și alte bazaconii de acest gen. Problema a fost, este însă că de aici sărim în partea cealaltă. Adică să refuzi pentru anul 1600 prima unificare a României, adevărat, artificială, sub o conducere, conducerea unui om n-a avut treabă, n-a avut baze naționale unificarea de la 1600 a lui Mihai Viteazu, dar să nu, măcar să lansezi ideea că totuși o parte, deci nu cred eu că cei din Moldova, Poate și românii din Ardeal, pentru că ei așteptau, chiar dacă au fost dezamăgiți de ce a făcut Mihai Viteazul în Transilvania. Nu mai vorbesc de, de munteni. Erau conștienți că și ăia sunt frați și ce E adevărat, la nivel politic nu s-a pus problema unei unificări de, ace, de acest gen. Dar de aici, să nu vezi nimic ca idee, visul de veacuri de care vorbea Nicolae Bălcescu în preașma în preajma Revoluției de la 1848. Și bineînțeles, prima unire, unirea mică dintre Moldova și Muntenia s-a făcut tocmai în această idee. A descoperi aceste lucruri doar în deceniile, în primele decenii ale secolului al XIX, mi se pare puțin forțat. Dar asta e una dintre idei. Alta, de exemplu, și una care vă stă la îndemână, e că noi n-am avut practic nicio victorie militară împotriva turcilor de la episodul Rovine în timpul lui Mircea cel Bătrân la uh, Vlad Țepeș, Târgoviște 1462 nu mai vorbesc de se recunoaște Vasluiu, dar restul practic Ștefan cel Mare nu există decât prin bătălia de la Vaslui uh, și bineînțeles Mihai Viteazu Georgiu Călugăren 1595 când uh, toate acestea de fapt, spune istoricul Boia în istorie și mit în conștiința românească, au fost, de fapt, înfrângeri. Și să spunem ceva, există un argument. Argumentul pe care îl lansează istoricul Boia este că am pierdut. Deci, după aceste bătălii, practic, controlul țării a fost preluat de către turci. Dar nu vorbim de faptul că noi avem o armată de câteva zeci de mii de soldați, deci, practic de trei ori, de patru ori mai mică decât armata otomană și că până la urmă, e adevărat că a durat, a venit ajutor Ardelean, a durat 2-3 ani până am elimina, eliminat pe turci din, din Muntenia. Deci sunt momente de istorie națională importante pe care noi le-am învățat așa sau generațiile de mai de le-au învățat așa. Ale vedea doar prin perspectiva unor înfrângeri, mi se pare cel puțin forțat. Și apropo de istoria națională, ea are momentul de față o pondere din ce în ce mai puțin, de mai mică, în sistemul de învățământ. Să știți că suntem printre puținele țări din Europa în care istoria națională joacă un rol de cenușăreasă și când avem acea oră, programele vorbesc de cu totul altceva. Ne-am europenizat cam prea mult la nivelul acestui, acestui manual de istorie, cel puțin la nivelul liceului, cum remarca și profesorul Ioan Scurtu, și rezultatele sunt dintre cele mai nefericite. Vorbim de cultura națională, astăzi, pentru că e o zi festivă. Să știți că sunt foarte mulți detractorii lui Eminescu. Ba din contră, suntem acuzați inclusiv de către Lucian Boia care spune nu domne, cum să avem doar un uh, să acceptăm un poet național singurul poet național că au mai fost și alți scriitori de acord, dar asta nu înseamnă că dacă au fost și alți scriitori ei nu pot uh, trebuie să mergem doar uh, să nu-l recunoaștem pe Eminescu ca poet național și că alte țări n-ar avea o asemenea uh, o asemenea idee vreau să vă spun apropo de mari scriitori pe care i-a dat, dat România că ni se vede E Eminescu care într-adevăr a fost uh, perfecționist știți că textele lui, poeziile lui sunt scrise în diverse variante și că dacă n-ar fi fost efortul lui Titu Maiorescu în 1883, când Eminescu era deja bolnav, să-i tipărească volumul acela de versuri, că practic un singur volum a tipărit în timpul vieții Eminescu, noi n-am av fi avut o variantă de opere cât de cât adusă, aduse la zi ale lui Eminescu, poezii rătăcite în convorbit literare mai ales. E Cu toate acestea, Eminescu a fost asimilat, și s-a numit în, de către criticii literari, de către ziariști chiar, l-au numit poetul neperechi. Să știți că înseamnă ceva. Faptul că nu avem o pleadă, că nici că francezii, englezii nu merg pe varianta unui poet național și rostesc niște nume de scriitori, este cu totul altă problemă. Avem clasicii, în care a făcut parte și Eminescu, alături de Creangă, Slavici, și ceilalți, Caragiale și ceilalți, dar avem și alți stritori foarte importanți în perioada interbelică, ne mai vorbim, chiar și în perioada, și în perioada comunistă. Uh, mai avem o problem. Stritorii din perioada comunistă după 1989 au avut o problemă. Eu cred că acea problemă ar fi avut un Marin Preda, chiar dacă el a fost redescoperit, să uh, nu redescoperit, pus mult mai mult în valoare după 1989. Eu, de exemplu, ca și scriitor acum, chiar dacă, să zicem, se încadra în ideologia de partid, văd un Zaharia Stancu, care cred că ar trebui redescoperit. Sunt mulți, mulți alți scriitori de mare valoare, ca să nu mai vorbim și părerea mea că cu anii vom vorbi mai mult și de Adrian Păunescu, și de Marin Sorescu Marin Sorescu apropo foarte contestat înainte de moarte cu un an, doi, mai ales pentru implicarea sa politică Adrian Păunescu la fel, dar au o operă și au lăsat-o în urmă a fost apreciată. Până și în ultimii ani încercăm să demitizăm și pe Nichita Stănescu și pe ceilalți, pe, pe Marin Preda cum vă spuneam, încercând să vedem omul din ei cu problemele cu băutura sau altele, fără să vedem opera lor. Așa e și în istorie. Ne interesează mai mult că Ștefan cel Mare a avut nu știu câte soții și nu știu câte, să spunem așa, țiitoare se numeau pe vremea aceea, amante, a avut mulți copii din flori, unii au ajuns și pe tron, decât ce a făcut efectiv pentru Moldova. Iar cea mai aberantă idee de istorie de, de, pe care o lansează Lucian Boia, că să, să mă, întorc la istorie și mit în conștiința românească, ați învățat și cu toții, era chiar titlul de lecție la un moment dat, faptul că țările române și în special Moldova și Muntenia, au stat la poarta creștinității. Practic aici e, expansiunea turcească s-a oprit pentru o perioadă dând răgazul celor din Europa apuseană să găsească antidotul și să poată bloca sub Vienei de două ori incursiunile otomane. E, vreau să vă spun că Lucian Boian în mai multe din cărțile sale vine cu ideea că de fapt asta e total doar, e doar mit, în sensul că nu i-a blocat nimeni pe turci și că ei plecau bine mersi, a fost, noi am fost o regiune periferică în expansiunea lor și că din când în când și-au adus aminte de noi dar și de asta nu n-am fost importanți pentru ei și oricum nu i-am blocat. E, vreau să vă spun că dacă ar fi așa, avem niște dovezi indubitabile care contrazic cu asemenea idee, bineînțeles de care profesorul Boia nu vorbește, printre care una din ele, ia gândiți-vă, toți voievozii noștri mari care se luptau cu turcii, de la, Ștefan cel, de la Vlad Sepeș, Ștefan cel Mare, chiar Mihai Viteazu, sunt încurajați de papalitate să reziste Turcilor. E adevărat că în cazul, știți, cu Vlațepe pe s-a întâmplat acel lucruri cu Matei Corvin și n-au mai ajuns ajutorul, ba din contră, datorită acelui ajutor el va face și închisoare la Buda. Sunt lucruri care arată că lucrurile n-au stat așa, că nu avem de a face cu ce spune profesorul, profesorul Boia. Și încă mai este una din părțile din interviu care pe mine care am mai și scris câteva articole cu zeci de mii de accesări pe site-ul Vertical Online despre generalul, despre mareșalul Antonescu. Vreau să vă spun că Ioan Scurtu pune lucrurile pe făgașul lor normal, are curajul să o, să o facă, pentru că noi avem o personalitate a istoriei naționale, cum spuneam Antonescu, pe care a trebuit să-l renegăm sau în orice caz gândiți-vă că a trebuit să pierdem acele statui pe care se făcuseră în multe orașe după 90, dedicate mari personalități ale lui Antonescu. Iată ce întreabă în interviul menționat mai devreme domnul colonel Dumitru Roman și ce răspunde referitor la această problemă profesorul Scurt. Întrebarea, care sunt, după părerea dumneavoastră, personalitățile din istoria românilor care nu sunt cunoscute sau nu sunt apreciate la adevărata lor dimensiune. Și iată ce răspunde profesorul Scurtu și poate ar fi bine să discutăm pe această problematică. Acum, dacă luăm manualele școlare, vom vedea că România aproape că nu mai are personalități adevărat, din păcate, completarea mea. Așa încât nu i vorba de una, două, trei personalități, e vorba despre valorile naționale în ansamblul lor. De aceea eu mă feresc să spun că știu eu, Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu sau Alexandru Iacuza nu sunt suficient reprezentați. Sigur, din motive politice, se face propagandă în legătură cu personalitatea lui Carol I. E corect până la un punct, totuși, nici aici nu trebuie să se sară peste cal. Pentru că în timpul lui Carol I, s-au petrecut și evenimente dramatice, ca de exemplu răscoala din 1907, cea mai mare răscoală țărănească din Europa secolului 20. Dar, sigur, astea sunt ocultate. De pildă, răscoala este pusă pe seama agenților austrieci, care ar fi incitat pe țărani. Ori, există cartea lui Rosetti, din 1907 intitulată Pentru ce s-au răsculat țăranii, unde sunt presedate date statistice cu situația concretă a țăranilor, așa că a pune pe seama unor agenturi străine o asemenea mișcare este cu totul deplasat. Acum se tot personalitatea regelui Mihai. Sigur, este bine, are și o anumită vârstă, dar se trece cu totul sub tăcere un alt rege, Carol al II-lea în timpul căruia România a cunoscut cea mai, cele mai importante progrese. Vedeți ce e pozitiv în istoria românilor este șters cu buretele. Am fost la Călăraș unde există un par și un rond al regalității, cu busturile regilor României. Este Carol I, este Ferdinand I, este Regina Maria, este Mihai I, dar Carol al doilea lipsește. Ca și cum el n-ar fi făcut parte din istorie. Sigur, Carol al doilea a avut păcatele lui, care n-au fost puține, dar în timpul lui România a cunoscut o dezvoltare puternică și economic și culturală apropo de Ziua Culturii Naționale. 1938 a fost anul de vârf al dezvoltării economice a României, măcar de s-ar putea realiza astăzi performanțele economice din timpul lui Carol al II-lea. Așa că încercarea aceasta de elogiere a regalității are un caracter extrem de subiectiv. Ca să elimin pe unul dintre membrii de bază ai familiei regale, mi se pare cu totul deplasat. Nici în cazul, și atenție și acum venim la cazul Antonescu, nici în cazul lui Ion Antonescu nu se judecă sineira et studio, Ion Antonescu a fost un mare patriot. Dacă ar fi fost învingător, așa cum a spus el la proces, ar fi avut statui în fiecare oraș al României. Dar a fost învins și a sfârșit în fața plutonului de execuție. Întotdeauna învingătorii au dreptate. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ștergem cu buretele faptul că a fost mâna dreaptă a generalului Prezan în primul război mondial. A fost șeful biroului operații a fost decorat cu ordinul Mihai Viteazu, de regele Ferdinand, a fost atașat militar la Londra și Paris, a fost șeful școlii superioare de război, a publicat câteva cărți de tactică și instrucție militară foarte utile la vremea respectivă. Ion Antonescu nu trebuie judecat numai prin faptul că a fost înfrânt în război. Sigur că chestiunea aceasta cu atitudinea față de evrei este o chestiune care nu poate să fie acceptată, chiar dacă el a căutat să găsească o justificare. Era însă în perioada în care Hitler promova lichidarea evreilor. Trebuie evidenția faptul că în 1941 au avut loc deportări ale evreilor din Basarabia și Bucovina în Znistria, dar în 1942, în octombrie, când conducerea germană a hotărât organizarea lângă Berlin a unei consfătuiri cu directorii generale ai căilor ferate din statele aflate în raza de influență a Germaniei, unde a fost convocat și directorul general căilor ferate române, acesta l-a informat pe Antonescu. Antonescu i-a interzis să participe și mai mult decât atât, în semn de replică a decis ca deportările să înceteze. Suntem în octombrie 1942 și evreii să fie aduși în țară. La conferința respectivă s-a stabilit un program foarte detaliat care se referea și la România, privind lichidarea prezenței evreilor în statele aflate sub influență germană și trimiterea lor spre exterminare. În cazul României, de exemplu, se prevedea câți evrei sunt încutare oraș cum să fie preluați cu trenurile adică era un plan de lichidare căruia România nu i-a dat România nu i-a dat curs. E important, sunt importante aceste lucruri. Să știți că interviul este mult mai complet decât atât și cred că sunt, sunt, lucruri pe care trebuie să le, să le spunem, lucruri de istorie națională, măcar acum, măcar în zile de acestea mai speciale, când Uh, uh, măcar acum când uh, sunt uh, evenimente de o asemenea natură. Da, îmi spune prin, uh, prin intermediul unui sms un uh, bun și drag prieten care vrea să intre în direct, din păcate, să zicem așa, nu suntem pregătiți să-l, deși e vorba de un uh, un profesor de istorie foarte renumit un profesor Ion Hobeanu o să-l așteptăm într -un, la o emisiune poate purtăm o discuție pe ce vrea dânsul să ne spună apropo de ziua al culturii naționale și de ce am spus eu în această, în această emisiune vorbind despre, despre istoria națională să știți că se strânesc patimi dar trebuie să nu uităm să fim și patrioți dacă uităm acest lucru și din nefericire, românii au cam uitat acest lucru, istoria ne condamnă să o retrăim în fazele ei mai puțin plăcute, mai puțin, mai puțin bune. Suntem aproape, să spunem așa, de sfârșitul timpului acestei emisiuni, însă nu putem să nu abordăm și știrile, știrile locale. Până la urmă. De fapt, vreau să vă spun că la această oră, a început la ora 17, probabil s-a și terminat acum, dar în orice caz, în această seară, a fost marcată Ziua Culturii Naționale într-o acțiune în comun făcută de Biblioteca Județeană, Școala Populară, Muzeul Județean și alte instituții alte instituții de cultură din, din județul Gorj. Ne întoarcem apropo de, de Gorj și la câteva din știrile mai importante ale zilei pe plan, pe plan, local. Una dintre ele se referă la faptul că în dimineața aceasta mai multe formațiuni politice de la Gorj s-au trezit cu Sediile vandalizate, și aici mă refer atât la PSD, la PRM, la PC, sedile deteriorate, geamuri sparte, cruși făcute, diverse lucruri. Să sperăm că uh, organele de anchetă, polițiștii, vor descoperi cine a făcut uh, acest uh, lucru. Uh, să știți că. Apropo, nici viața politică nu este foarte liniștită la gorj. Sunt câteva mișcări de trupe extrem de interesante, ca și speculații, să spunem așa, nu neapărat speculații, sunt informații deja. Una dintre ele, printre cele mai interesante, Pantelimon Manta, fostul parlamentar liberal. Este, a fost exclus din Partidul Național Liberal uh, aseară, noaptea cuțitelor sau seara cuțitelor lungi în, în PNL, de aripa PNL vechi, să spunem așa. De asemenea, avem o. Uh, e vorba de. Uh, domnul David Soiu, cel din Minerit, fostul director, a intrat în Partidul Național Liberal, unde se pare că îl așteaptă și fratele său, cel liderul PMP. Deci politica gorjeană ține, să spunem așa, prima pagină la acest moment în actualitatea, în actualitatea locală. Dar nu, de, nu mai vorbim de aceste lucruri, se vor concretiza în perioada următoare. La Partidul Conservator e așteptată europarlamentarul Maria Grapini, este așteptată la Târgu Jiu. Am înțeles că va sosi și Traian Băsescu în luna februarie la Târgu Jiu. Deci vom avea și alte evenimente importante și pe tărâm politic. Ne întoarcem de ziua culturii naționale, nu îmi rămâne decât uh, să vă urez și dumneavoastră la mulți ani, să știți că avem o, o cultură importantă la nivel european, din păcate n-am vorbit foarte mult de ea, cât mi-aș fi dorit în această seară, și să știți că tot de cultură ține parte și acest folclor pe care îl promovează postul în sat TV, folclor pe care îl aveți și astă seară și pe lângă melodiile pe care le vedeți permanent, și emisiunea petale de cântec Gigi Vasile va fi cu dumneavoastră începând cu ora 20. Mulțumesc cu pentru atenție, la revedere!